Bună ziua, dragi elevi în clasa a 8-a, sunt Svetlana Vasilache și în cadrul lecției de astăzi vom discuta despre Imperiul Rus ca unul dintre statele Europei în perioada anilor 1850-1914. La rubrica Unități de competențe ne propunem a forma și a reuși să realizăm descrierea evenimentelor și proceselor istorice din epoca modernă, aplicarea termenilor istorici în analiza schimbărilor survenite în societatea modernă, distingerea schimbărilor teritoriale în baza hărților și a reperelor cronologice, caracterizarea rolului personalităților istorice marcante în baza surselor și determinarea relației cauză-efect dintre o multitudine de evenimente sau procese istorice. La capitolul repere, la noțiuni vom regăsi termenii țarism, iobăgie, zemstvă, autocrație, reacțiune, rusificare, mișcări sociale, mișcări naționale, revoluție, expansionism. La cronologie vom regăsi domnia țarului rus, Alexandru al II-lea, războiul Crimeei, tratatul de pace de la Paris, dar și șirul de reforme realizate, abolirea iobăgiei, reforma zemstvelor, reforma orășenească, toate în anii 60 ai secolului al XIX-lea, de rând cu politica externă, războiul ruso-româno-turc 1877-78, domnia țarului Alexandru al III-lea 1881-1894, domnia țarului Nicolae al II-lea 1894-1917, formarea Partidului Muncitor Social-Democrat din Rusia 1903 și anul 1905, care a desemnat evenimentul cunoscut sub numirea de Duminica Sângeroasă. Într-o retrospectivă istorică, Marele Stat, Imperiul Rus, a existat din anul 1721, fiind unul dintre cele mai mari imperii din istorie, întinzându-se pe două continente. Monarhia absolută, condusă de un monarh numit țar din dinastia Romanov. Un stat multietnic format în urma cuceririlor, asemeni altor imperii, avea și o gamă largă în termenii economici și religioși. Conținea numeroase elemente disidente, ceea ce ducea uneori la revolte și asasinate. Constituit de Petru I, a cunoscut epoca de aur în timpul Ecaterinei cea Mare, împărăteasa, extinzându-l prin cuceriri, colonizări, diplomație, dar și modernizându-l. În anii 50-70 ai secolului al XIX-lea, în domeniul economic, Imperiul Rus s-ar caracteriza ca un stat cu numeroase rămășițe feudale care necesita consolidarea bazei economice și sociale, politica promovată de autorități, urmărind modernizarea statului, dar și menținerea centralizării și integrității teritoriale a acestuia. În agricultură se extind suprafețele arabele, începând cultivarea unor culturi noi, sfecla de zahăr, porumbul, floarea soarelui, tutunul. Se atestă geneza revoluției industriale, introducerea mașinilor, accelerând procesul de înlocuire a muncii iobagilor cu munca salariaților. Se observă și un proces de urbanizare, industrializare și specializare economică a diferitor regiuni, fapt ce încurajează dezvoltarea comerțului și a transportului. În aceeași perioadă, anii 50-70 ai secolului al XIX-lea, în domeniul social, statul ar avea următoarele caracteristici. Aproximativ 90% din populația Rusiei locuia la sate, având un mod de viață semipatriarhal, dominat de o sărăcie teribilă. Țărănimea șerbă rămânea o categorie socială destul de numeroasă și total defavorizată. Țăranii înstăriți se ocupau de comerț și cămătărie, investind banii în întreprinderi industriale. Către anul 1860, muncitorii salariați din industrie constituiau circa 65% din populația angajată în câmpul muncii. Pentru constituirea unei economii moderne, erau necesare brațe de muncă liberă, care la moment însă lipseau. Caracterizând politica externă a acestui stat,
în perioada anilor 50-70 ai secolului al XIX-lea, vom evidenția războiul Crimeei, pentru că Imperiul Rus, interesat în consolidarea poziției sale în Balcani, a pornit un război împotriva Imperiului Otoman. Victoria flotei ruse în Golful Sinop a urgentat intrarea Angliei și Franței în război de partea porții. Țarismul a fost nevoit să accepte tratatul de pace de la Paris, 1856, cu condiții dificile pentru statul rus, și anume, Marea Neagră era declarată teritoriu neutru, sudul Basarabiei este restituit Principatului Moldova, protectoratul rus în țările române este înlocuit cu cel al puterilor europene. Înfrângerea în război a subminat autoritatea Imperiului Rus, el pierzând titlul de jandarm al Europei. Dar totodată, această înfrângere a demonstrat înapoierea economică și militară a statului rus, evidențiind necesitatea unor reforme modernizatoare. Astfel, următorii ani, 1861-1874, autoritățile imperiale, conștiente de necesitatea realizării unei modernizări, au întreprins următoarele reforme. Anul 1861, abolirea șerbiei. Țăranii au obținut libertate și dreptul de a se ocupa cu meșteșugul, comerțul, a se angaja într-un serviciu, a se înscrie în instituții de învățământ. Anul 1864, reforma judiciară. Justiția era separată de administrație, judecata devenea publică și erau soluționate toate litigiile tuturor categoriilor sociale. S-a constituit avocatura. 1864, crearea zemstvelor. Noile instituții, zemstve, organe elective și reprezentative urmau să rezolve problemele economice și culturale ale comunității, neavând semnificație politică. Anul 1870, înființarea dumelor orășenești. Dumele și ele adunării elective, conduse de burghezie, atribuțiile cărora coincideau parțial cu ale zemstvelor. Reforma militară, acțiune prin care era instituit serviciul militar obligatoriu. Pentru perioada anilor 50-70 ai secolului al XIX-lea, Imperiul Rus, putem constata că reformele au modificat viața social-economică și politică rusă, demonstrând că țara a pornit pe calea transformării monarhiei feudale în una constituțională. Totuși, reformele realizate de moșieri aveau un caracter contradictoriu, păstrând o mulțime de rămășițe ale vechii societăți. Astfel, la capitolul tensiuni sociale, putem remarca țărănimea revoltată din diferite guverne ruse, cerea libertate deplină și anularea obligațiilor față de moșieri și păstrarea pământurilor cu care au fost înzestrați. Raznocinții, socialdemocrații, au susținut mișcările țărănești, considerând că o revoluție țărănească poate elibera poporul rus și moderniza statul, printre aceștia regăsindu-se Herzen, Cernășevski și alții. Narodnicii, un alt curent, cei care propuneau mersul în popor, considerau necesar a pregăti poporul de luptă, însă mișcarea lor a eșuat, narodnicii fiind arestați, întemnițați și exilați. Întețirea asupririi țariste a provocat mișcări de eliberare națională în teritoriile pe care țarismul le anexase pe parcursul existenței Imperiului. Polonia, Lituania, Basarabia, Bielorusia, Apuseană, toate acestea însă fiind crunt înăbușite de către țarism. Următoarea perioadă, cuprinsă între anii 1870-1914, la hotar de secol 19-20, se observă o accelerare a modernizării statului rus, înviorare remarcată în toate domeniile vieții, economic, social, politic și cultural. Evoluția însă nu era lipsită de obstacole și multiple confruntări. Astfel, în domeniul economic, putem evidenția faptul că statul poartă încă un pronunțat caracter agrar.
În agricultură, sistemul boieresc treptat însă este înlocuit cu cel capitalist. Mulți moșieri dădeau pământ în arendă, dar se păstrau și marele latifundii funciare. În rezultat, această schimbare a presupus o modificare și în domeniul social, domeniu în care s-a accelerat diferențierea țărănimii, iar țăranii înstăriți arendau sau cumpărau pământ, pe când țărănimea nevoiașă completa piața forței de muncă ieftine și liberă. Revenind la domeniul economic, observăm că materia primă favorizează dezvoltarea industriei, textile, alimentare, metalurgice. Se încheie și revoluția industrială și chiar atestăm apariția monopolurilor sub formă de sindicate, dar și prezența capitalului străin. În rezultat, în domeniul social, cresc numeric și se consolidează burghezia, dar de rând cu ea și clasa muncitoare, care la rândul ei atestă o diferențiere chiar în interiorul ei. Imaginile de la ecran vă reflectă dovezi ale evoluției economice, dar și a schimbării modului de trai în Imperiul Rus la hotar de secol 19-20. Rămânând în aceeași perioadă, hotar de secol 19-20, și vorbind despre viața politică din Imperiul Rus, remarcăm faptul că asistăm la schimbarea monarhului, la tron vine Alexandru al III-lea, perioada de domnie 1881-1894, care a moștenit tronul după asasinarea tatălui său, țarul reformator Alexandru al II-lea. Noul țar a instituit o reacțiune acerbă prin care a urmărit distrugerea mișcării revoluționare, arestând și exilând pe narodnici. Situația creată a permis nobilimii, a cărei poziție fusese subminată prin reformele liberale, să-și refacă autoritatea și puterea. Totodată, în timpul lui Alexandru al III-lea, s-a întețit asuprirea națională și țarismul promova o politică de rusificare forțată, disconsiderând limba și cultura popoarelor neruse. Schimbarea monarhului în 1894, adică venirea la tron al noului țar Nicolae al II-lea, a trezit noi speranțe, care însă nu s-au îndreptățit. Nicolae al II-lea a continuat politica reacționară, făcând uz de arme împotriva participanților la greve și demonstrații. Mai mult, monarhia absolutistă atâța ura națională, întemnițând, surghiunind pe cei nemulțumiți. Represiunile aplicate de țarism însă nu au dat rezultatul așteptat. Societatea rusă se deștepta. Dovadă fiind răscoalele țărănești între anii 1902-1904, grevele muncitorești 1885-1903, apariția Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia sub influența lui Vladimir Ulianov Lenin, care a adoptat un program marxist, adică a preluat ideea acelui socialism, o doctrină social-politică răspândită în Europa secolului al XIX-lea, a doua jumătate. Merită a menționa că ulterior acest partid s-a divizat în două grupări, bolșevici și menșevici, primii reușind a prelua puterea în stat în anul 1917. Rămânând la capitolul viață politică din Imperiul Rus, la începutul secolului al XX-lea atestăm și prima revoluție rusă. Caracteristica statului, fiind pentru această perioadă următoarea, prezența unui regim autocratic, ignoranța și nedreptățile autorităților, menținerea rămășițelor iobăgiei, marea proprietate funciară moșierească, de rând cu sărăcia maselor, au provocat o profundă criză, care în 1904 s-a remarcat prin declanșarea unor greve, demonstrații politice și mitinguri antițariste. În data de 9 ianuarie 1905, o procesiune pașnică a muncitorilor s-a îndreptat spre Palatul Țarului pentru a-i înmâna o petiție.
Procesiunea a fost întâmpinată însă cu focurile armatei regulate. Au murit peste 1000 de oameni. Evenimentul a intrat în istorie sub numirea de Duminica Sângeroasă și a marcat, de fapt, începutul primei revoluții ruse, revoluție desfășurată între anii 1905-1907. Efectele acestei revoluții au fost benefice pentru statul rus. Emiterea manifestului țarist pentru convocarea primei adunări legislative și astfel, în 1906, a fost convocată prima dumă de stat prin vot cenzitar, însă și neproporțional. În 1907 are loc convocarea celei de-a doua dume de stat. Ambele dume, fiind considerate rebele de către țar, au fost dizolvate și în țară au reînceput represaliile. Între anii 1907-1912, a treia dumă a susținut, de fapt, politica reacționară a țarismului, fapt prin care și s-ar explica destul de lunga perioadă a existenței acesteia. La începutul secolului al XIX-lea, merită a fi menționată încă o schimbare realizată în domeniul economic, cunoscută în istorie ca reforma agrară a lui Stolypin. Ce a presupus ea? Destrămarea obștii sătești și formarea categoriei de țărani mijlocași, împroprietărirea săracilor ca urmare a colonizării pământurilor estice, transformarea pământului într-un obiect de vânzare-cumpărare și mărirea brațelor de muncă din contul țărănimii ruinate. Efectele reformei agrare au fost creșterea volumului exportului cerealelor în 1913 în comparație cu 1900, avântul industrial susținut de profiturile din agricultură a crescut considerabil și moneda rusă a devenit convertibilă pe piața europeană. Hotarul de secole 19-20 exprimă și politica externă a Imperiului Rus, care de fapt nu înregistrează mari schimbări, ea rămânând a fi una expansionistă. În anul 1873, Imperiul Rus a fost unul dintre membrii fondatori ai Alianței celor trei împărați, alianță care din contul intereselor comune, dar expansioniste, a doi semnatari în peninsula balcanică s-a destrămat în scurt timp. Anul 1877, semnarea Convenției Politice cu România privind alianța în viitorul război. Anul 1877-78, războiul ruso-română-turc, o confruntare prin care Imperiul Rus și-a reanexat sudul Basarabiei. Anii 1904-1905, războiul ruso-japonez, generat de ambițiile expansioniste ale imperiilor în privința Manciuriei și Coreei. Anul 1893, tratatul între Franța și Rusia. Anul 1907, tratat între Anglia și Rusia, care a finalizat prin crearea unei noi alianțe politico-militare numită Antanta, crearea căreia, de fapt, demonstrează o tensionare considerabilă a relațiilor internaționale la hotar de secol 19-20, fiind ulterior și cauza declanșării primului război mondial. Am cercetat evoluția în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, a statului numit Imperiul Rus și potrivite ar fi următoarele concluzii. În a doua parte a epocii moderne, statul rus face un considerabil efort modernizator, fiind întreprinse un șir de reforme. 2. Păstrarea vechilor privilegii, lipsa drepturilor și libertăților, provoacă multiple și profunde tensiuni sociale în acest stat. 3. Politica reacționară și de desnaționalizare promovată de autoritățile imperiale avea ca efect ample mișcări de eliberare națională. 4. Politica externă, expansionistă, deseori urmată de înfrângeri, a alimentat mișcarea revoluționară, lozinca jos războiul, jos autocrația, răsunând tot mai des, căpătând prezență mare în timpul războiului întâi mondial.
efortul țarului și autorităților de a menține imensa construcție statală pe nume Imperiul Rus, fără soluționarea problemelor existente, însemna de fapt doar o amânare a destrămării sale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire. La revedere!